interzis să filmez, să fac fotografii, dar uite că o fac. Așa că un muzeu în aer liber, un oraș fantomă, e impresionant să-l vizitez, nu-i așa? Bună dimineața din Caparis! Așteaptă o nouă zi în Cipru. Ready for a new adventure with Marian, my couchsurfing host. He's from Slovakia actually, and he will ride me till the border with Northern Cyprus. Thanks a lot! Ok, am trecut de greci și acum îndreptăm spre zona ocupată. N-am voie să filmez acum, dar asta e. Welcome to the Turkish Republic of Northern Cyprus. E interzis să filmez, să fac fotografii, dar uite că o fac. Dragilor, parcă sunt într-un film. Deci, am intrat oficial în zona ocupată a Ciprului, Cipru de Nord, ocupată de turci, în Famagusta, și asta e o zonă abandonată, un ghost town, un oraș fantomă, ceea ce până în anii, deci în 74 a fost ocupată, până atunci a fost zona cea mai turistică și profitabilă, economic vorbind, a Ciprului. Aici la mare veneau în stațiune. Și asta e un cartier numit Varoșa sau Maraș. Deci vă uitați, un cartier lăsat în paragină de izbeliște, case părăsite, abandonate. Nu înțeleg care e ideea. Ok, aici au locuit oameni, au fost alungați ciprioții. Dar de ce n-au profitat de ocazie turcii să relanseze, să continue economia și să facă ei ceva ca lume? Pur și simplu au lăsat totul de izbeliște. Uitați și voi, totul e îngrădit. Pustiu, pustiu, Cernobâlul Ciprului. Mă rog, n-a fost niciun atentat nuclear, a fost în schimb război. Ne îndreptăm spre Famagusta locuită, o să am un gazdă, nici de data asta localnic, nu e turc, e iranian, Ali, și te-abia aștept. Sunt multe lucruri de spus. Dacă ai roaming, aici nu-ți mergi, adică o să te taxeze pentru spațiu extra-european. Trebuie să schimbi euro în lire turcești. Deci, practic, e o altă țară. E mașina armatei, e că nu vine. De partea cealaltă gardului sunt oițe care pasc. Acolo, de parte, probabil sunt hoteluri abandonate. Și tot așa, puștiu, arind. Niciun zgomot, e... Pua. Chiar că arată zona de război. Uitați-vă și voi. Ce mult sparte. Un praf. Ceea ce a fost perla Ciprului. Și steagul Ciprului de Nord este fix ca al turcii, numai că e invers. În loc de roșu e alb și în loc de alb e roșu. Aici sunt garduri. Zona părăsită. Și deci începe să locuiască lumea. Dar tot arată catastrofal. Continuare. Sunt interzisă, ne văd filmez, fotografiez. Uitați ce biserică frumoasă, cel puțin. Turla. O altă biserică. Prima cred că era catolică, asta cu siguranță ortodoxă după stilul bizantin. Am primit pe telefon, bine venit în Turcia. Se pare că oferta pe care o am de roaming e valabilă și aici. Ok, ceea ce e bine. Dar ce facem, domnule? Schimbăm țara, schimbăm și vremea, a început să plouă. Aici Universitatea din Istanbul, cu sediu în Cipru. Un mic părculeț cu
Statuia lui Ataturk, pretutindeni o regăsim în Turcia. Famagusta este numele grecesc, dar Gadimagusa, am impresia, este numele turcesc al Famagustei. Săracul Cipru ăsta, ca și Malta, cu au fost atâția peste ei. Ei, măduva oaselor, da, sunt greci, dar au fost sub turci în perioada otomană. Mă rog, înainte, epoca medievală, sub templieri, italieni, francezi, după turci, britanici, și fiecare a lăsat câte ceva. Ceea ce e bine, din punct de vedere cultural, istoric, avem de pe vremea romanilor, de pe vremea grecilor. Aici, în spate, sunt ziduri medievale, deci ziduri venețiene, e un fort aici și, bineînțeles, bisericile ortodoxe, moscheile musulmane. Am mai trăit eu în Borneo o situație similară, trei țări pe aceeași insulă, cea mai mare parte Indonezia, partea de nord Malezia, împărțită și ea în două state, Sabah și Sarawak, și micul stat Brunei, sultanat. Dar aici e cam altă situație. Avem oficial Cipru, mai mult sau mai puțin legal și acceptat Turcia, și acele două teritorii britanice. Pe o insulă cu mult mai mică decât Borneo. Am impresia că o bucățică de plajă e accesibilă și hai să mergem să vedem cum e. Este barcuțe de pescuit. Acolo ar fi un hotel, cred. Și departe se vede peninsula Carpas, unde vreau să ajung după Famagusta. Asta e drumul spre plajă. Nu sperea bine să merg la plajă cu ambientul ăsta. Dar acolo gardul și cu leopardul. Aici hotel nou, plajă, două lumi paralele. Uitați, în stânga, un hotel abandonat și acolo altceva. Da. Asta e singura bucățică de plajă pusă în valoare. Nu știu exact ce s-a întâmplat, s-a fi semnat vreun tratat internațional, că zona care acum e abandonată să nu fie de nimeni exploatată, nici de ciprioți, nici de turci. Hoteluri abandonate și acolo departe totul e așa, ruina, o stațiune fantom. Acum e un gard care desparte două zone total diferite. Una e lume de mult apusă, vremurile glorioase ale Ciprului s-au dus de aici. Și în partea cealaltă nou teritoriu turcesc. Și în interiorul zidurilor, în fortul de apărare, am dat de câteva ruine ale unor biserici. Gheorghe și acolo e catedrala Sfântul Nicolae, transformată în moschea Lala. Da, și de mireasă, o ședință foto. Chiar aici, în interiorul bisericii Sfântul Gheorghe.
construită prin secolul 13. Și Catedrala Sfântul Nicolae sau Moschiera la Mustafa, și cât de interesant, vedeți acolo lângă turnul din stânga, este un minaret. În interiorul, de fapt, celui de-al doilea turn. Catedrala este bijuteria din interiorul zidurilor, cireașa de pe tort. A fost convertită în 1571 în moschee, după cucerirea de către otomani, dar prin anii 1300, împăratul Ierusalimului, ruzinienii erau de fapt, erau încoronați aici. Atât de spectaculoasă era și încă este. Ce-i drept, e mult mai faină din exterior. Uitați fațada, în stânga minaretul, o catedrală moschee. Asta e centru vechi. Și un castel venețian. De fapt, un palat construit în secolul 16, biserica Sfinții Petru și Pavel. Și biserica asta a fost transformată în moschee. E chiar și un mormânt al lui Mehmet Celeb aici. Și pe partea asta al lui Mehmet Emin Efendi. Moschee din secolul 15. O fostă biserică iacobiților și a melchiților. Altă bisericuță ascunsă pe aici. Se numește Biserica Nestoriană sau Giorgio Sexorinos din secolul 14. Mai multe biserici pe metru pătrat ca în România, într-un colț atât de mic. Biserica Sfânta Ana. Fațada seamănă cu o bufniță și este a maroniților. Maroniții sunt creștinii din Libia. Biserica Ordinului Carmelitelor, închinată Fecioarei Maria. Mă simt ca într-un muzeu în aer liber, cum e la muzeul satului, vezi căsuțe. Aici vezi biserici, catedrale transformate în moschee. Wow, și într-un spațiu actual islamic. Ok, guys! I'm with Ali, my couchsurfing host. Hello, guys. I love this guy, really. One of the best hosts. He's from Iran. The best, yes. We're listening to Iran music, actually a fusion, like folkloric and jazz. And we're cooking Persian chicken. Okay, we need only some onion. Ah, and we drink gin with... Oranges. Do you have a video channel? YouTube channel? Yeah! Really? I have a YouTube channel, Smiley Traveler! Subscribe, guys! Subscribe it here or here! Norok? Norok! Şerefe in Turkish! Salamati Persian! Salamati? Yes, Salamati. Norok! Norok! So we use the shofran or what was that? This one is a mix turmeric? Of thyme and red pepper. And this one, cumin. This one is, I don't know the English. Okay, so we marinate the chicken. I hope the pot is big enough to carry all of them. Smells so good. Yeah, it's getting better. I think it's all about spices, you know. Yeah, of course, yeah. Yummy, yummy. Rice and chicken. Here you are. Thank you, thank you. Ali's style chicken cook. Poftă bună, dragilor. Bon appétit. Afiatos in Turkish. Nushejan in Persian. Nushejan. Bună dimineața din Famagusta.
ce vedere frumoasă am! Aproape de universitate. Dacă am văzut partea veche, acum o să văd o parte și mai veche. Ieri au fost zidurile medievale. Acum vreau la vreo 5 km să vizitez niște ruine ale vechiului oraș Salamis. Cum am mai spus, înainte erau 10 cetăți, oraș, așa zise, în Cipru. Salamis e una dintre ele. Sunt ruinele și cumva vis-a-vis e și o mănăstire, Sfântul Barnabas. Am schimbat și niște lire turcești. Paritatea e cam 11, ceva pentru un euro. Mi-au cerut pașaportul. Romania, Hagi, parcă da, și friend. Turcia și România, dușman, pe vremuri acum, Arcadaș, prieteni. Clar, numai tineret, e zona universitară, aici în campus. Mă amuză că străzile poartă nume de oameni faimoși în arte, știință. Sunt pe strada Albert Einstein, paralelă cu Da Vinci, am fost pe Picasso, îmi place. Vorba aceea, dacă nu există, o creăm noi, nu e zi. Fără baclava. Poftă mare, a fietos. Și e fain că poți să o mănânci aici, ca la cofetărie, pe vremuri. Și uite că mai există o plajă în Famagusta, pe lângă plaja de lângă orașul abandonat. Mai e una aici, în drumul spre Salamis, am dat de aia, m-am abătut un pic de la drumul principal. Se numește Glamsides, bănuiesc că nu e numele Glamsides, cu toate că plaja de ieri se numea Palm Beach. Și e mult mai drăguță, o prefer decât să am clădirile abandonate în jur. Aici pare o plajă destul de pustie, sau cel puțin acum că nu e sezonul, liniștită, fain, se vede tot așa peninsula Carpaz, îmi place. Oh, și o apă limpede. Se pare că în partea de nord sunt mai mulți câini decât pisici maidaneze. Maiden. Și de la plajă ne îndreptăm ușor spre vechiul oraș Salamis. Dragilor, la Salamis, chiar dacă partea de sud a Ciprului e mai scumpă, acolo am avut baftă să intru gratuit ca ghid, în schimb aici nu merge, știu și de la turci. Nu știu, doamne, nu mă lasă, aia, am plătit 20 de lire turcești, adică vreo de euro jumate, dar la ce văd aici, eu zic că merită. Salamis este o așezare locuită încă din cele mai vechi timpuri, chiar secolul 11 înainte de Hristos, dar a cunoscut înflorire sub greci și romani. Bineînțeles, a fost sub perși, sub atacate de arabi, a trăit cu tremure. Dar a fost un puternic centru comercial, în mod special în perioada elenistică și romană, sub Alexandru cel Mare. Și hai să ne plimbăm un pic pe aici. Vechile toalete, numite latrine. Știați că pe vremea romanilor nu exista conceptul de bacterii, de virus,
și cum se tăi frumos acolo, își făceau nevoile, apa curgea, da? Aveau pe un băț un burețel, se ștergeau, îl dădeau din mână în mână, curățau, totul bine și frumos. De la gimnaziu și complexul de băi, mergem mai departe. Saună, la terme, la spa, unde se transpiră. Și bineînțeles, nu există oraș antic roman sau grecesc fără un anfiteatru. Strada cu coloane și din nou băi romane, ruinele bazilicii Sfântului Epifanie. Călcăm la propriu pe istorie. Mergem pe urmele trecutului. Pe unde au călcat atâtea popoare și culturi diferite. Și fantastic cum încă s-au păstrat aceste minunății de mii de ani. Aici este Agora, că piața centrală și templul lui Zeus. Și ruinele bisericii Canopetra, bazilicii, de fapt, chiar aici la mare. Aș fi putut să intru și pe aici, direct de pe plajă, gratis, dar am zis, hai să încerc faza cu ghidul. N-a mers. Data viitoare o scurtăm pe plajă, ca să știți și voi. Dacă veniți așa frumos, ajungeți fix la bazilica de acolo. Să nu mai spuneți la nimeni. Hai că și aici cu bilet, dar m-am lăsat să intru. Normal costa 15 lire. Tuzla, Tuzla Muhtarli, Tuzla Cop Bacalaiesi. Sunt în localitatea Tuzla. Am mai dat unde eram de o biserică Tuzla, dar uite că e și localitate. Dragilor, nu v-am spus cât de mult îmi place Iranul, așa că o să-mi satisfac pofta zilele astea. Am dat un litru jumate de Iran. Practic nu e altceva decât iaurt cu apă, sare și mentă, da? E tare bun! Nu doar că e destul de ieftin, dar e și bun. Ca să acompaniez foarte bine Iranul, mi-am luat o plăcințică cu spanac. Spanac zice și în turcă. Așa, mi-am mai luat ceva dulce în cornuleț. Și cu pătrunjeli, din câte văd, și cu iaurt și, bineînțeles, la sfârșit, pe frata mea, baclavaua. Poftă, hai că începu spanacul. Bun, bun. Văd că e și un serial, Kibris Zafere Douru. Nu știu exact ce înseamnă, dar văd acolo un steag al Turcii mândru pus, probabil cu cucerirea Ciprului, iar chiar ar fi mândri de asta. În 74 parcă a avut loc invazia. Dragilor, am o nelămurire. Văd aici că scrie... Hello! Studente. Așa, nu nelămurire cu privire la studente, ci la Ozai Oral Library. Biblioteca orală. Fără să vă gândiți la prostii. Ce înseamnă de fapt? Ori sunt texte scrise pe baza poveștilor orale, culese și așa mai departe, ori pur și simplu treci la bibliotecă și îți povestește unul cărțile de care ai nevoie? În timp ce facem clătite, vom asculta o poezie în persană care va vorbi despre viitorul meu. I didn't hear Persian. Persană. Ah, ok, persană. Ok, persană poem. Shenizam. Wow, so my future okay. Will be funny and bright and yeah. Okay.
شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچی گفت برید ساد برید بر ید سبا پریشان گفت. فقان که آن مه نامهربان مهرگسل، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. Before translation, we have to flip the pancake. Oh, man, it's not funny. Be careful. This is the meaning? Ho, already? Yeah. It's not funny. Ho, these emojis are here. Ho. If God give you a pain, he will give you the treatment also. He will give you the medicine. Sometimes. The medicine. Sometimes the thing that is happening is beneficial to us, but it seems that it's against us. It's making situation difficult for us, but it's beneficial to us. It advantages. So we should be patient and grateful to God. Okay, so even if, let's say, bad things happen to us, we have to learn from them. Yeah, especially this part that... But yeah! And the pancakes are ready! That's it! Yeah, pancake and panic! Viața dragilor! Tot în famagusta sunt. Am decis să mai stau un cozi, ca și gazda Ali. E o minunăție de om. Ieri n-am mai apucat să vizitez, să explorez cu adevărat Varoșa, căci m-am tot plimbat prin Salamis, m-am vizitat și bisericuța Barnabas și am decis ca astăzi să mă duc în orașul fantomă. Ali mi-a spus că se poate. Așadar, după un mic dejun, nu știu unde, la Hide, și bineînțeles ceai, nu doar în Turcia se bea ceai, dar și în Iran, de unde este Ali, gazda mea, și el mi-a spus că tradițional se îndulcește cu un cubuleț de zahăr pe care îl înmoi în ceai un pic și apoi îl pui în gură și apoi bei. La fel ca în Azerbaijan. Sau, tradițional, există și niște bețișoare ca un fel de acadea din șofran. Deci nu e zahăr. Și pur și simplu pui în ceiuț să-l îndulcești. Așa ce... motive drăguțe, persane. Nu știu dacă ați văzut iblicele etajate, vă arăt acum. Pe principiul de samovar, aici se pune apă și aici se pune ceaiul negru. Ce? Prin aburi, aici e esența. Și ulterior, pui cam 30% esență de ceai, 70% apă. Am ajuns, dragilor, în Varoșa sau Maraș, orășelul fantomă. Se poate vizita, ci că e deschis de foarte puțin timp, între orele 8 și 5. Un fel de muzeu în aer liber, te poți plimba și cu bicicleta. Și pur și simplu este un oraș părăsit, lăsat așa, te izberiște și vezi case, hoteluri, bănci, fix cum erau înainte. Uite, ați aici, cred că a fost o ambasadă a Slovaciei, a fost un teatru, stomatologie, dental clinic, uitați, restaurant. Multe însemne sunt firește în greacă, dar
sunt de asemenea în engleză, nu doar pentru că era o destinație turistică și veneau oameni din toată lumea, dar până în 60 a fost sub ocupație britanică. Așadar, au fost lăsate din, nu știu cât, 14 ani, din 60 până în 74. Lăsat neatins din cât? 74 încoace. Wow! Geamul sparte. Cei care au locuit aici au fost forțați să se mute. Străzi pustii. Jasmine leather shoe. Color films, quick service. Bancă. Bank of Cyprus. Town Bazaar. Disco, souveniruri, cadouri, fashion house, magazin, supermarket, librărie, parfumerie, cafenea, restaurant și o biserică, case de vacanță, apartamente, hoteluri. Aici veneau elitele, aici veneau celebrități. Era pe vremuri perla Ciprului. Cică și regina Marii Britanii avea casă și actori, case de vacanță, veneau la hoteluri. E impresionant. M-am întrebat de ce a fost lăsat de izbeliște, având un asemenea potențial turistic și economic. Am aflat că britanicii alături de Națiunile Unite au hotărât ca nimeni să nu se mai atingă de această zonă, chit că este sub ocupație turcă, dar nimeni nu are voie să facă nimic, așa că a fost lăsat exact ca cu cât 40 de ani, mai bine. Uite că au lăsat și un acces la plajă, au construit și o cafenea. Umbreluțe, fără vopsit gardul, înăuntru, deoparte. Cam asta a fost vizita. Cred că e o istorie tristă. Sper că v-a plăcut, aștept mesajele voastre, să-mi spuneți ce părere aveți. Mersi pentru like-uri, pentru subscribe, pentru share și rămâneți alături de canalul Smiley Traveler. Noi aventuri, acum în Cipru!